A devenit un obicei pentru scriitorul și jurnalistul Marius Cilibia de a lansa câte două volume odată la sediul Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu într-un cadru boem. Autorul și-a prezentat cele mai recente romane ieșite de sub tipar, Poveste de demult și Ultimul tren. Este o onoare pentru Biblioteca Județeană de a avea în rândul nostru pe domnul Marius Cilibia, important om de cultură mehedințean. Lansez două romane, primul dintre ele Poveste de demult, care este un history fantasy, se referă la perioada medievală din timpul războaielor husite, și cel de-al doilea, Ultimul tren, o carte care mie îmi place foarte mult și care este inspirată din viața cotidiană, cu multe probleme pe care le veți recunoaște ca făcând parte din evenimentele ultimilor ani. Sărbătoarea a fost cu atât mai mare pentru scriitori și pentru prietenii de suflet prezenți în număr mare la eveniment, cu cât lansarea a coincis cu celebrarea zilei de naștere a lui Marius Cilibia. Îi transmit din partea personajului domniei sale și bunicului meu literar artistic un inel care are trei linii. Valentin Vașca, personajul din cartea domnului Marius Cilibia, este și bijutier. O linie reprezintă înțelepciunea, una frumusețea și una puterea. Mulțumesc foarte mult! E un motiv de bucurie că în peisajul cultural mehedințean există oameni care scriu, îmbunătățind astfel zestrea culturală a județului. Astăzi, în Mehedinți, cred eu, cultura ar trebui să beneficieze de mai multă atenție și mult mai mult sprijin, atât din partea politicienilor, cât și din partea administrației locale. Cele două romane lansate la sediul Poganii al Bibliotecii Județene au apărut mai întâi sub formă de foileton publicat pe internet, autorul păstrând astfel o veche tradiție din literatura românească. Abia apoi, cele două scrieri au fost publicate sub formă de volum tipărit.